Este vorba de un proiect foarte ambițios, am vorbit despre el de ani de zile, înveloparea blocurilor din municipiul Hunedoara. În momentul de față, contractul s-a semnat cu două societăți comerciale pentru unul dintre loturi, pentru 10 blocuri, o societate din Mureș va reabilita 6 blocuri, o societate din Deva va reabilita alte 4 blocuri. Am fost întrebat de nenumărate ori dacă chiar se va întâmpla acest lucru, da, cu certitudine. În procent de 100% acest proiect merge mai departe. Avem câștigătorii licitațiilor, avem finanțare, au început să facă măsurătorile în apartamentele cetățenilor, acolo unde trebuie schimbate geamurile termopan, acolo unde trebuie schimbată tocăria termopan de la balcoane. Și în cel mai scurt timp analizăm și graficul de lucrări. Este un proiect ambițios care trebuie să continue și pe noile linii de finanțare care vor fi deschise începând de anul viitor și eu sunt convins că în momentul în care cetățenii din Hunedoara vor vedea primul bloc anvelopat, va exista dorință din partea asociațiilor de proprietari de a depune documentații la primărie, de a cere anveloparea pe fonduri europene. Mi-am dorit de mult și dânsul mi-a promis și văd că s-o ținut de cuvânt și are onoare, stimă și respect Dumnezeu să vă protească pe toți, să vă îngrijească, că ne ajutați și ne faceți tot ce ne trebuie. De câte ori am solicitat, domnul primar a fost prezent cu toată echipa, așa că Dumnezeu să-l ocrotească și întreg colectivul.